Bună dimineața, dragilor! Noi păpăm, adică unii papă, alții cafeaua, o savurăm. Este ora 10:23. Da, și noi ne-am trezit la ora 10. Și aseară mă gândeam, vai, mă trezesc dimineață, mă apuc, am treabă, pregătiri, chestii. Da, de unde? Nu. Am dormit, mami, până la ora 10. Da. Da. Mi-am pregătit aici avocado cu un cup de brânză topită, roșii și pâine prăjită. Asta voi mânca eu acum dimineață și bineînțeles că va mai păpa și Alesia. Ce fac tu, mama, acolo? Moco. Moco? Vai de mine! Și îți place? Yummy, yummy! Eu mai încet! Ai gătat? Maca. Mai vrei? Da, și ne-am mutat aici la măsuță și păpăm în continuare. Ce papi acolo, mami? Maca. Ce papi acolo? Ce? Nu te înțeleg! Ce papi? Ce? Ce-i acolo? Uite cum și-o puse aici pe farfurioară. Yummy, yummy. Dar mami, mâncăm cu furculița, mama mea. Paste cu ton. Da. Preferatele lui Alesia. Așa. Și cu mult ketchup. Ketchup. Mata. Ai gătat? Nu mai ai acolo? Mata. Mai ai câteva. Ma. Mami, nu pe jos. Nu. Opa, șica. Mami, și cu furculița ce faci? A, s-a picat și pe jos. Măcar. Uite-o, dar mai ai acolo în farfurie asta mică? Nu. Asta o dai la mama? Nu. Aoleu, aoleu. Scuze, mami, dă vina. No, papă, tot, da? Poftă bună! Poftă bună, mami! Așa. Tocmai am schimbat-o pe Alesia. Deci, dacă ne-am trezit, e ora 1:24 de minute. Continuă păpat. O mâncat cereale. După aia o mâncat avocado cu mine. Ce faci, mami? După aia o trebuie paste. Și, bineînțeles, toată s-o murdărit. Am schimbat-o. Imediat mă pun să o culc. Și efectiv nu am făcut nimic. Nimic. Aha. Aici dezastru. Trebuie să mă pun să fac ordine. Wow. Văd de frumoasă e spiticot. Nu. E frumoasă, mami? Mm-hmm. Da, e foarte frumoasă. Da. Și ești cu minte? Mm-hmm. Nu ești cu minte deloc. Deloc. Așa. Acum nu mai avem când să mergem afară, mami. Da. Deci trebuie să mă pun să fac curățenie. Ca de fiecare dată. Uitați. Hai, ne păstă tot. Și bineînțeles, pe fundal la noi, Dana. Pusici, Dana. Vai, o ador pe fata asta. Ei, acum ne punem să schimbăm lenjeria pe pat. Hai, mama, mă ajuți? Mă ajuți? No, hai, dăm perna de acolo. Opa, și ea. Și revenim imediat. După care Alesia va trece la nănică. Da! Yeah! Da,
și am schimbat patul. L-am făcut frumos și uite cum e. Alesia iar parfumurile lui mami. Eu. Să plec? Dar ce faci cu ăla, mama? Pufă. Pufă? Te faci cu parfum? Hai să vedem. Bun, mai am lingeria asta de băgat la spălat, să aspir. Mașina merge. Și încet, încet ne continuăm treaba. Da, și am aranjat și canapeaua. Am pus altă pătură curată să vedem cât o să țină și asta. Că de obicei în fiecare zi trebuie să le schimb. Că Alesia, nu. Mai mâncăm aici și... No, se întâmplă accidente. Și am pus și pernile de la canapea. Și uite pe cine avem noi aici. Bau! Ascunde-te, mama, ascunde-te. Ascunde-te. Unde-i Alesia? Bau! Bau! Și să mă arat și eu pe ziua de azi. Îmi scuzați părul, tricou. Sunt tot în pijama. Mă duc să mă apuc de bucătărie, că bucătăria mea îi vraiște. Și așa arată. Da, avem un pic de lucru. Și tocmai am gătat de făcut curat în bucătărie. Am strâns tot, am pus la loc, am spălat vasele. Acum mă pun să-mi fac un ceai. Sau o cafea, încă nu știu exact. După care m-am pus să fac mâncare. Alesia încă doarme. Afară e destul de frig. Somnoroasă! Somnorila lui mami. Nu mai dormim? Nu mai vrei să dormi? No, bine că am terminat măcar curățenie de făcut. S-o plânzi. No, hai să mergem, mama. Hai, hai în fața mea. Hai să plecăm. Plecăm la bucătărie. Da, tocmai mami și-a pregătit să-și facă un ceiuț. No, hai, mami. Hai, mami, să plecăm. N-ai dormit și tu o oră. Vai, dar mult ai dormit. Vai, ce mult ai dormit. Da, și mi-am pregătit un ceai de mentă. Ne-am pregătit aici câteva lucruri. Mixerul, făină, zahăr, ouă, praf de copt. Și ne mai trebuie o farfurie. Un bol mai exact. Și ne punem să facem un blat de tort. Da, mami? Așa. Tort pentru Alesia. Și Alesia vrea să facem brioșe. Da, și o să facem mami și brioșe. Vrei să stai acolo? Bine, mama, hai. Da, și să ne apucăm. Pucă. Ne apucăm. Oh. Și separăm ouăle. Da, mami, separăm ouă, da? Mami, ușor. Thank you.
simulatul tavă. Și aici deja Alessia de dau să facem. Da, bun, îl băgăm la cuptor și revenim imediat. Da. Eu am mai făcut un blat, că nu mi-a prea plăcut cum a ieșit acela. Sper că ăsta să-mi iasă bine și o să le asamblez eu cumva. Îmi doresc foarte mult să-i fac o mică surpriză de ziua ei. Da, mama, da, da. Alessia au găsit în sertar niște paie și mi le-a luat. Da, și mami, când o să-mi cer paie, nu o să mai avem. Da, pentru că le distruge acum. Nu? Stai, mami. Noi tocmai ne-am certat un pic. Că Alessia a făcut o prostioară. De-aia au venit și un pupat după mami. Te-ai supărat pe mami că te-a certat? Da. Te-ai supărat? O, Doamne. Da. Dar de ce nu ești fată cu minte? Nu. De ce? Hai, pupă. Ce? Ce, mami? M-ai supălat? Da. Da, m-ai supărat? Da. Să nu te deranjezi? De ce? Da, de ce? Te uiți la desene? Da. 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 O, Doamne, dacă ne-ar trece și nouă supărările așa ca la copii. Ce bine ar fi. Da. Da. Ce a spus? Ce mi-ai spus? Mai spune-mi odată la ureche. Da, mai spune-mi odată. Dar n-am auzit chiar bine. Mai spune-mi odată. Este aproape 5 seara. Deja se întunecă. Și după ce se întunecă, spun drept, nu mai am niciun chef de făcut nimic. Deci înapoi dezastru. Acolo e blatul care nu-mi place cum a ieșit. Mai am unul. Și aici mă pun să fac niște mazăre. Călesceapa, mazăre, bulion. Fac un pic de rântaș. Nu, așa ne place. Da, și l-am scos și pe celălalt blat. Na. Să sperăm că din două facem noi ceva. Aici că le ceapă pentru mazăre. Să avem un piticot care mănâncă clementine. Da, și imediat e gata și mazărea. Și mai adaug verdeață. Și am terminat cina. Acum am gătat cu mâncărica. Pitica mi le scoate după însertare. Vai, mamă, și ce am înapoi aici? Deci, înnebunesc! Și acum se gata și mazărea noastră. Am oprit plita. Mai lăsăm așa un pic. Vai, nu mai pot de foame. Am mâncat un pic de zacuscă cu vinete de la surioara mea. Mulțumesc pentru zacuscă, e foarte bună! Da, i-am pus aici pe jos pe perne. Mama! Da, Alessia cu mama. Așa. Ne jucăm, ne judulim, ne iubim. Bucătăria am lăsat așa, n-am mai făcut nimic. Bunga. Am popat. Papa. Cum mai stăm? Mai uităm la televizor. Da. Vedem noi ce facem până la ora 9. La ora 9 Alessia va trece la somnic, iar mami la treabă, voi face curat. Ce să vă mai spun? Cred că o să închid filmulețul aici, că am filmat destul de mult astăzi. Mami! Așa că vă mulțumim că vă uitați la noi. Mami, nu-i voie! Nu uitați să ne dați like. Cum faci tu, mami? Like! Like și să vă abonați!
Pupiți!